Bună ziua! Ne aflăm astăzi la ferma domnului Țecu, din comuna Băleni, un vechi colaborator de-al nostru. Anul acesta am testat Minecto Alpha, un produs nou, un produs pentru combaterea tutei absoluta, pentru combaterea musculiței albe de seră, pentru combaterea tripsului și, bineînțeles, și a minatoarelor. Pot să spun cu efecte foarte, foarte bune. Acest produs a fost introdus într-un cadrul unui program de combatere, unui program integrat, pentru că nu poți să aplici un singur produs și să ai pretenția să combată tuta sau tripsul sau musculița albă. Deci trebuie mult mai mult de atât. Așadar, acest produs a fost aplicat la plantare, pentru că deja, așa cum bine știți, în Băleni, fermierii plantează mai târziu, după 15-20 aprilie, când deja tuta și, bineînțeles, și tripsul au deja cel puțin o generație sau chiar două. Doza de aplicare este o doză unică, prin picurare, 1 litru pe hectar. Are omologare la ardei, la tomate și la salată. La ardei are omologare numai prin picurare, doza fiind de 1 litru pe hectar. Iar la tomate și la salată are omologare atât foliar, când recomandăm 2 aplicări foliare, și, bineînțeles, și la tomate, dar și, bineînțeles, și la salată, 1 singură aplicare radiculară. Aici, la domnul Țecu, am aplicat Minecto Alpha prin picurare, urmat de 2 tratamente cu Afirm, la distanță de 8-10 zile, după care am venit cu 2 tratamente cu Voliam Targo și, bineînțeles, pentru a schimba grupa chimică cu alt produs, tocmai pentru a reduce la minim această posibilitate de apariție a rezistenței. La 10 zile după ce am aplicat, am venit să facem măsurătorile și constatările și, bineînțeles, s-a dovedit că produsul, în condițiile în care erau deja larve în frunză, am constatat că cea mai mare parte dintre larvele deja existente erau moarte. Syngenta recomandă aplicarea acestor tratamente în bloc, adică un produs aplicat de 2 ori consecutiv la distanță de 8 sau 10 zile. Bineînțeles, această distanță dintre tratamente trebuie ajustată în funcție de presiunea de infecție. Dacă avem atac masiv, este evident că această distanță dintre tratamente trebuie scurtată. Este un produs care acționează sistemic, deci este un produs total sistemic, care are efect în special asupra larvelor și, bineînțeles, și adulților de insecte dăunătoare despre care am amintit anterior. Este un produs care stimulează sistemul natural dobândit de apărare al plantei.